Salutare, dragilor, și bun venit la întâlnirea cu limba și literatura română. Eu mă numesc Șmol Ștefan, sunt profesor de limba și literatura română și în decursul acestui videoclip vom vorbi despre a fi, da? Valoarea auxiliară a verbului a fi. Este important să lămurim conceptele pentru că, da, gramatica este o disciplină care implică logică, dar nu este o disciplină care se implice toceală, foarte multe toceală. Este important să înțelegem conceptele, da, pe care le utilizăm. Dragilor, auxiliar este un cuvânt pe care să nu-l fi întâlnit până acum. Auxiliar înseamnă, da, ceva ce te ajută. Probabil că ați întâlnit, nu? Manual auxiliar. Manual este un auxiliar în vederea pregătirii pentru examene. Adică este, da, un ajutor. Manualul este un ajutor, este un manual care te ajută să te pregătești pentru examene. Deci, a fi este auxiliar în momentul în care ajută. Da? Ce ajută? La formarea timpurilor și modurilor compuse. Da? Pentru că dacă există și un auxiliar, e clar că sunt moduri, da, compuse. Adică sunt formate din două verbe. A fi este cel mai complex verb, deoarece poate avea trei valori, dragilor. Toate cele trei valori, singurul de altfel, da, poate fi verb auxiliar, poate fi verb predicativ și verb copulativ. În decursul clipului curent vom discuta doar despre valoarea auxiliară. Da? Prima dată să discutăm despre modul personal indicativ. Da? Dacă nu vă mai aduceți aminte, indicativ este acel mod care arată, marchează o acțiune reală, concretă, o acțiune certă care se întâmplă în momentul vorbirii, se va desfășura după momentul vorbirii, da, o acțiune viitoare sau s-a desfășurat în trecut. Și există patru forme ale trecutului, da, la modul indicativ. Perfect simplu, mai mult ca perfect, imperfect și perfect compus. La indicativ, a fi este auxiliar la viitor anterior. Și viitor anterior se formează cu a vrea, da, plus fi, plus participiu. Adică să luăm verbul a merge, de exemplu, da? A vrea conjugat, voi, da? Fi, particip, voi fi mers. Aici observăm două auxiliare, dar ne interesează că verbul a vrea, da, este auxiliar pentru viitor anterior. Dar și primul aspect care ne interesează pe noi este viitorul anterior. Viitor anterior, aici două acțiuni. Voi fi mers la piață după ce mănânc. Da? Sunt două acțiuni. În momentul în care vorbim despre viitor anterior, nu prea este utilizat în vorbirea curent. Este drept. Următorul moment, când ne întâlnim cu a fi ca valoare auxiliară, conjunctiv. Modul conjunctiv. Da? Conjunctiv. Și nu prezent, conjunctiv perfect, care are forma următoare. Să fii, da? Fi cu singurii, pentru că fi este auxiliar, nu avem de ce să adăugăm un altii. Să fii, da? Să plus fi plus participiu, să fi mers. Și rămâne de neschimbat, da? Să fi mers, tu să fi mers, el, ea să fi mers. Noi să fi mers, voi să fi mers, ele să fi mers. Deci conjunctiv perfect, dragilor, conjuncția să plus fi plus participiu. Și condiționalul, de apropo, da, conjunctivul arată o acțiune ipotetică posibilă. Doar indicativul marchează o acțiune reală, concretă. Condiționalul optativ, care are forma, da? A vrea, avea de fapt, da? Aș fi, da? Aș fi. Plus participiu, aș fi mers, tu ai fi mers, da? El, ea, ar fi mers, am fi mers, voi ați fi mers, da? Noi am fi,
asimestie, ele ar fi mers. Da? Aș fi mers, ai fi mers, ar fi mers, noi am fi mers, voi ați fi mers, ele ar fi mers. Deci încă o dată, da? A fi este auxiliar, da? Când ajută la formarea viitorului anterior, da? În momentul în care discutăm despre modul indicativ, când ajută la formarea conjunctivului perfect și condiționalului optativ perfect. Da? Și auxiliar înseamnă a ajuta. Sper că ați înțeles, dacă v-a plăcut această lecție, nu uitați să vă abonați, să dați share și like.